Calvarul băiețelului de 6 ani din comuna Zădărene a început când vecinul său, în vârstă de 22 de ani, l-a invitat să joace fotbal pe un câmp din apropierea localității. Copilul l-a urmat, însă odată ajuns acolo, nici vorbă de fotbal. O femeie a observat cum bărbatul a abuzat de cel mic. A încercat să-l oprească și a sunat la 112. Agresorul este acum arestat preventiv pentru 30 de zile. Tânărul de 22 de ani este cunoscut cu afecțiuni psihice încă de la naștere. Nu a făcut până în prezent probleme în comună, fiind supravegat îndeaproape de părinți. Tânărul este vecin cu minorul de 6 ani. Specialiștii atrag atenția că o astfel de traumă poate avea urmări profunde asupra copilului. Din punct de vedere psihologic, copilul de 6 ani s-ar putea să rămână traumatizat pe toată viața lui de acest eveniment nefericit. Prin consiliere psihologică și suport din partea familiei și a cunoștințelor, a prietenilor, copilul poate să depășească acest moment. Agresorul va fi supus unor expertize psihiatrice care urmează să stabilească dacă va răspunde penal pentru faptele lui sau va fi internat într-un spital de specialitate pentru tratament. Acesta nu este primul caz de agresiune sexuală asupra unui minor în comuna Zădăreni. Cu 3 ani în urmă, o localnică și-a vândut copilul unor pedofili. Atât ea cât și alți 2 localnici au fost condamnați la ani grei de închisoare.